Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul al 15-lea. Și se apropiau de el toți vameșii și păcătoșii ca să-l asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau zicând, acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și a zis către ei pilda aceasta spunând, care om dintre voi, având 100 de oi și pierzând din ele una, nu lasă pe cele 99 în pustie și se duce după cea pierdută până ce o găsește? Și găsind-o, o pune pe umerii săi bucurându-se și sosind acasă, cheamă prietenii și vecinii zicându-le, bucurați-vă cu mine că am găsit oaia cea pierdută. Zic vouă că așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, având 10 drahme, dacă pierde o drahmă, nu aprinde lumina și nu mătură casa și nu caută cu grijă până ce o găsește? Și găsind-o, cheamă prietenele și vecinele sale, spunându-le, bucurați-vă cu mine, căci am găsit drahma pe care o pierdusem. Zic vouă, așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Și a zis, un om avea 2 fii. Și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere, și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-și în sine, a zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se, a venit la tatăl său. Și încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său, și i s-a făcut milă și, alergând, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și i-a zis fiul, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slugile sale, aduceți de grabă haina lui cea dintâi și-l îmbrăcați, și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui și aduceți vițelul cel îngrășat și îl înjunghiați și mâncând să ne veselim. Căci acest fiu al meu mort era și-a înviat, pierdut era și s-a aflat și au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la țarină și când a venit și s-a apropiat de casă a auzit cântece și jocuri. Și chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a răspuns, fratele tău a venit și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatăl lui, ieșind, îl ruga. Însă el răspunzând a zis tatălui său, iată, atâția ani slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie niciodată nu mi-ai dat un iet ca să mă veselesc cu prietenii mei.
Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis, fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și-a înviat, pierdut era și s-a aflat.